Trafic infernal pe podul de la Mărăcineni. Sute de oameni se plâng de cozile de mașini care se formează în apropierea podului ce leagă Moldova de Muntenia. După topirea zăpezii, pe șosea au apărut gropi foarte adânci, iar pentru a putea circula, șoferii sunt nevoiți să reducă foarte mult viteza. În plus, pe podul de la Mărăcineni sunt impuse deja restricții de viteză, având în vedere starea șubredă în care se află. Zilele acestea, coada de autoturisme s-a întins pe câțiva kilometri, până în apropiere de localitatea Potârnichești. Astfel, o distanță ce era parcursă de obicei în câteva minute, a devenit o povară de peste 2 ore. Paginile de socializare ale șoferilor care au traversat podul de la Mărăcineni în această perioadă s-au umplut de filmulețe, dar și de injurii adresate administratorilor drumurilor. Oamenii se plâng de starea deplorabilă a carosabilului, în condițiile în care au taxe de drum achitate la zi, numai că reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere solicită înțelegere din partea șoferilor. Sunt pe bună dreptate supărați, dar trebuie să fim toți conștienți că acest pod este deteriorat de multă vreme, practic foarte mult timp s-a tot amânat începerea lucrărilor serioase la acest pod din considerente de trafic. Îi rugăm pe participanții la trafic să ne acorde clemență în ceea ce privește lucrările de acolo, care vor îngreuna într-adevăr traficul, dar să fie conștienți că aceste lucrări sunt de utilitate publică. Veștile proaste nu se opresc însă aici. După Paște vor fi demarate lucrările de reabilitare a podului de la Mărăcineni. În primă fază, acestea se vor efectua pe un singur fir, iar desfășurarea lucrărilor pe timpul nopții încă nu este luată în calcul. Lucrările vor consta în reparații la suprastructură și la infrastructura podului. Se va lucra pe o cale, în moment în care circulația se va desfășura pe calea cealaltă, urmând ca ulterior, după ce se termină lucrările pe această cale, să se treacă pe calea 2. Luăm în calcul desfășurarea lucrărilor astfel încât să încurcăm cât mai puțin traficul rutier acolo, dar bineînțeles că trebuie să ținem cont și de avizul poliției. Data estimativă a demarării lucrărilor de reabilitare a podului de la Mărăcineni este 12 aprilie.